Cristi, felicitări pentru cele două victorii. Iată, după primele două meciuri în turneu în semifinal, v-ați calificat deja în semifinale. Bună ziua, mulțumim pentru felicitări. Merităm această victorie și sperăm să ajungem în finală, să batem în finală, să fim pe primul loc. Ați avut două victorii, 5-0 cu Bacău în prima zi, acum astăzi 2-0 cu Brașov. Care dintre meciuri a fost mai dificil? Ăsta cu Tâmpa Brașov, mi se pare că a fost un plus, că a fost eliminat și un coechipier de la noi și, nu știu, merităm această victorie, am muncit pentru această victorie. Cum a fost golul? Ai reușit un gol spectaculos, șut de la distanță, direct în vinclu. Da, am fost inspirat că am dat șut, am avut culoar și a ieșit. Domnule Ștefan, primele două meciuri din turneul semifinal, două victorii și calificare asigurată. Da, două victorii, cea de astăzi venită după un joc greu, pentru că echipa adversă a venit și a făcut un antijoc total, a trebuit să construim și cald, am construit mult, posesie multă, un meci mai mult de luptă, care din fericire am reușit printr-un penalti și o execuție extraordinară a lui Sima să câștigăm și să ne calificăm în finală. Vreau să-i felicit pe băieți, au muncit extraordinar pe parcursul acestui an și chiar merită să ajungă în finală. În meciul de azi cu Brașov ați jucat și ultimul sfert de oră cu un om mai puțin, băieții s-au mobilizat? Da. Nu comentez arbitrajul. Asta este, am luat Munteanu al doilea cartonaș galben, implicit roșu, am încercat să schimbăm puțin sistemul, jucăm într-un 4-3-2, am rezistat, chiar dacă nu mă înșel, chiar am mai avut o ocazie chiar și în 10 oameni, într-un final s-a terminat victoria pentru noi și ceea ce ne face fericiți. 5-0 cu Bacău în primul meci, 2-0 cu Brașov în al doilea, fără gol primit. Da, fără gol primit. Lucrăm și la faza defensivă, punem accent și pe ea, pentru că ofensiv deja cât de cât zic că știm conceptul Academiei, acum încercăm să lucrăm și defensiv și încet, încet se vede acest lucru. Urmează marți ultimul meci din turneul semifinal, meciul cu FCSB decisiv pentru stabilirea câștigătoarei. Da, urmează meciul de marți cu FCSB, dar să nu uităm că noi avem imediat joi în Cupa României la Cluj, așa că trebuie să gândim bine, să vedem cum abordăm aceste două jocuri. Cu siguranță băieții își doresc ambele trofee. Sigur, ăsta e obiectivul, asta le-am trasat și eu și sper să le câștigăm pe amândouă.